Bună dimineața, vă salută Tatiana. Astăzi ne întâlnim pentru a realiza împreună un tutorial cu parfum de Crăciun, așa îmi place eu să-l numesc. Vom lucra această steluță. Aceasta este lucrată în firul de bumbac adaptat croșetului numărul 3, însă eu doresc să folosesc firul Lisa Lurex, care este un filat poliacrilic și este adaptat aceluiași croșet cu numărul 3, însă doresc ca lucrarea mea să iasă mai mare și în felul acesta putem realiza un ornament de pus la ușă. Deci, așa cum vă spuneam, voi folosi firul Lisa Lurex și croșetul cu numărul 3. Dumneavoastră puteți folosi firul de care dispuneți și, bineînțeles, în funcție de firul dumneavoastră, va fi și mărimea lucrării. Acum eu voi face un cerc magic un pic mai mare, lăs capătul de fir și în interiorul acestuia voi lucra pentru început două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus. Iau firul pe croșet și voi continua, vedeți, am trei fire acum, le voi închide împreună și astfel am realizat cel de-al doilea picioruș dublu redus. De jur împrejur, în interiorul acestui cerc magic, va fi nevoie să lucrăm un număr de 24 piciorușe dublu reduse. Eu l-am realizat pe cel de-al patrulea, apoi ne vom întâlni și vom continua. Eu am lucrat cele 24 de piciorușe dublu reduse, voi închide cercul magic în felul acesta, apoi voi închide acest rând în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. Acum mă voi ridica în sus cu 1-2 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi face un ochi de lanț de separare, firul pe croșet și voi intra în următorul picioruș lucrând un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet. Voi intra în următorul picioruș, voi face din nou un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, deci astfel vom lucra pe întreg parcursul rândului, obținând la sfârșitul acestuia 24 de piciorușe duble separate de un ochi de lanț, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am lucrat cele 24 de piciorușe duble, ochiul de lanț de separare, iar acum voi închide în cel de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. Vă amintiți că am lucrat 3 ochiuri de lanț, din care unul va fi ochiul de lanț de separare, iar celelalte vor ține locul piciorușului dublu și voi închide, deci în cel de-al doilea ochi de lanț cu fir alunecat. Cu fir alunecat mă deplasez în corespondența primului ochi de lanț de separare și mă ridic în sus cu 2 ochiuri de lanț, iau firul pe croșet. Voi face un picioruș dublu, după care iau firul pe croșet, mă voi deplasa în următorul spațiu și voi lucra din nou alte 2 piciorușe duble. După cum vedeți, nu le-am închis, pentru că toate aceste 4 piciorușe duble vor veni închise împreună. Deci, acum le-am închis împreună, voi face 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, firul pe croșet, voi intra în următorul spațiu de separare și voi face primul picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat, firul pe croșet, mă deplasez în următorul spațiu și voi face următoarele 2 piciorușe duble neterminate, specific din nou, și voi închide
Vedeți că am 2, 4, 5 fire pe croșet. Le voi închide pe toate împreună, în felul acesta. Și din nou voi face 5 ochiuri de lanț de separare. 3, 4, 5. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, am făcut ultimile 5 ochiuri de lanț, ochiurile de separare. Acum voi închide în corespondența ochiului piciorușului, de fapt, unde am unit cele 4 piciorușe duble. Și vom închide cu fir alunecat, ca de obicei nu vrea să alunece pentru că eu lucrez strâns. Apoi cu fir alunecat mă voi deplasa în primul spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț și voi lucra 1, 2 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, și în interiorul acestui spațiu vom lucra un număr de 9 piciorușe duble. Deci eu am 3, 5, 6, 7, 8 și cel de-al 9-lea. După care iau firul pe croșet, mă deplasez în următorul spațiu și voi lucra din nou 9 piciorușe duble. În felul acesta vom lucra de jur împrejur, îmbrăcând fiecare spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț cu 9 piciorușe duble. Am ajuns și la capătul acestui rând și voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. Acum voi continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și 2 ochiuri de lanț de separare. Voi lua firul pe croșet, voi sări 1, 2 piciorușe duble din rândul anterior. Voi intra în corespondența celui de-al treilea, deci 1, 2, aici este cel de-al treilea, voi face un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, voi sări din nou 2 piciorușe duble și voi intra în corespondența celui de-al treilea, voi face din nou un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare și din nou voi sări 2 piciorușe duble, voi intra în corespondența celui de-al treilea, voi face un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare. În felul acesta vom lucra întreg rândul. În corespondența fiecărui evantai format din aceste 9 piciorușe duble, noi vom avea un număr de 3 piciorușe, 3 piciorușe duble separate de 2 ochiuri de lanț. La sfârșitul acestui rând vom avea un total de 36 piciorușe duble lucrând în felul acesta. Deci vom sări din nou 1, 2, voi intra în cel de-al treilea, piciuruș dublu, 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet, din nou voi sări 2, voi intra în corespondența celui de-al treilea, să numărați piciorușele. Acesta este lucru cel mai important. 1, 2, cel de-al treilea, în felul acesta. Vedeți?
Sper vom continua și ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, am făcut ultimele două ochiuri de lanț de separare și voi închide în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul acestui rând, cu fir alunecat. Cu fir alunecat vom intra în corespondența primului spațiu format din cele două ochiuri de lanț. Deci am intrat cu fir alunecat, voi face două ochiuri de lanț, după care voi lua firul pe croșet odată, voi intra prin interior, a doua oară voi intra prin interiorul spațiului, a treia oară voi intra prin interiorul spațiului. Vom forma câte un punct puf. Doamnele care lucrează cunosc acest punct. Am închis punctul puf, voi face un ochi de lanț, firul pe croșet, mă deplasez în următorul spațiu și voi face cel de-al doilea punct puf. Și format din trei piciorușe, deci de trei ori voi intra prin corespondența fiecărui spațiu și voi închide punctul puf, după care voi face un ochi de lanț de separare între fiecare punct. Scuzați, am uitat să menționez, voi face un ochi de lanț de separare și astfel voi face un total de 6 puncte. Anul trecut am lucrat pe Moș Crăciun precum ornament pentru ușă. Anul acesta m-am gândit la această steluță, deoarece am găsit-o în cartea trimisă de doamna Emilia, prietena mea. Vă amintiți de pachetul trimis de dumnea ei? 2, 4, 6. Cu această ocazie, cine nu cunoaște încă, poate găsi pe YouTube canalul Croșetate by Emilia și nu numai. Deci am realizat cel de-al șaselea punct puf. Acum voi face două ochiuri de lanț, voi întoarce lucrul, firul pe croșet, voi intra în primul spațiu disponibil, voi face un punct puf. Un ochi de lanț de separare, cel de-al doilea punct puf. Pe măsură ce vom înainta cu fiecare rază a steluței, punctele vor scădea. Deci am avut 6, acum vom avea 5. Voi lucra împreună cu dumneavoastră această parte, deoarece este importantă, după care restul razelor le vom lucra singure. Întotdeauna, între punctele puf, va fi nevoie să lăsăm ochiul de lanț de separare, care ne va ajuta în formarea punctelor următoare. Deci am ajuns și la capătul acestui rând, după cum vedeți, am 5 puncte. Am pornit 2, 4, 6, acum am 2, 4, 5. Voi face din nou două ochiuri de lanț, întorc lucru și voi continua următorul rând. Intru în primul spațiu disponibil și voi forma primul punct puf. Voi închide totul. Ochiul de lanț de separare, cel de-al doilea puf. Nu-i mai spun punct puf, că mi se încurcă limba. 1, 2, 3. Am obținut cele 4 puncte puf. Acum voi face din nou 1,
și cel de-al doilea ochi de lanț voi întoarce lucrul, intru în primul spațiu disponibil și voi face primul punct, primul puf, un ochi de lanț de separare, voi intra în următorul, ochiul de lanț de separare. Acum am obținut 3 puncte, 3 pufi, 2 ochiuri de lanț cu care mă ridic în sus, întorc lucrul în primul spațiu disponibil, lucrez primul puf, închidem totul împreună, ochiul de lanț de separare, cel de-al doilea punct, 2. Am închis, voi face 2 ochiuri de lanț, voi întoarce lucrul și aici voi lucra ultimul punct puf corespondent al acestei raze. Voi închide totul în felul acesta. Iar acum mă voi întoarce în jos. Vă arăt modul în care putem să ne întoarcem fără prea mari probleme. Deci, ajuns aici, voi face 1, 2 ochiuri de lanț cu care voi intra în primul picioruș din punctul puf, coborând în jos. Din nou, 2 ochiuri de lanț, voi intra în următorul. În felul acesta ajungem încet încet la baza steluței. Fac și fir alunecat. Deci 2 ochiuri de lanț vom face întotdeauna. Am ajuns aici. Voi face ultimele 2 ochiuri de lanț, voi intra în corespondența ultimului din cele 6 puncte puf, în corespondența spațiului și voi face un picioruș scurt. Cu picioruș scurt apoi voi intra în următorul spațiu. Deci am făcut un picioruș scurt, voi face cele 2 ochiuri de lanț și voi porni din nou seria de puncte puf, de 6 puncte. Voi închide împreună un ochi de lanț de separare, nu uitați, uitați-vă, aceasta este prima rază. Deci voi începe cea de-a doua pentru a vedea modul în care se lucrează, apoi vom lucra singure. Deci nu este nimic deosebit. Al treilea puf, cel de-al patrulea, cel de-al cincilea, întotdeauna ochiul de lanț de separare, nu uitați. Iar acum voi face cel de-al șaselea punct puf, două ochiuri de lanț, întorc lucru și continui, vedeți, sunt 6, 2, 4, 6, în modul în care ați văzut. Primul puf, îl închid, ochiul de lanț de separare și continuăm în felul acesta. Nu uitați că întotdeauna pentru a începe un nou rând este nevoie să facem cele 2 ochiuri de lanț pentru a ne ridica. Ne ridicăm pentru a lucra următorul rând. Uitați-vă cât de ușor merge odată ce mâna și-a dat drumul, totul funcționează perfect.
Acum voi face cel de-al cincelea puf. Două ochiuri de lanț cu care mă ridic în sus, întorc lucrul și continuăm în felul acesta. Eu voi face și aceasta a doua rază, mă voi întoarce din nou la dumneavoastră să vă arăt încă o dată modul în care coborâm. Să nu uităm, este nevoie de atenție. Și să nu uităm de ochiul de lanț de separare. Deci noi ne vom întâlni când vom ajunge în vârf. Am ajuns în vârful celei de-a doua raze. De ce am dorit să mă întorc din nou la dumneavoastră? După cum vedeți, va trebui să ne întoarcem în jos pe această parte. Indiferent că lucrul este cu față sau cu spatele, aspectul lucrării va fi la sfârșit cel dorit de noi. Însă, pentru a coborâ în jos, va trebui să coborâm aici pentru a reuși să continuăm celelalte raze. Noi vom întoarce lucrarea pe dos, în felul acesta, dar înainte voi face 1, 2 ochiuri de lanț, cu care mă voi întoarce exact în punctul unde am închis punctul puf, deja lucrat. Și din nou, două ochiuri de lanț, mă întorc în jos, merg totul cu fir alunecat, în felul acesta. Vedeți? Pentru că ne putem confunda și nu reușim apoi să ajungem în punctul de unde vom începe cea de-a treia rază. Odată ajuns și aici, din nou am lucrat cele două ochiuri de lanț, voi intra în corespondența aceluiași spațiu, voi face piciorușul scurt și apoi mă deplasez către următorul spațiu unde voi face mai întâi piciorușul scurt, cele două ochiuri de lanț și voi începe cu punctele puf. Deci, nu trebuie să vă preocupați că trebuie să întoarceți lucrul pe dos. La sfârșit, rezultatul va fi același. După cum vedeți, noi vom lucra în continuare singure următoarele raze, apoi ne vom întâlni pentru a închide lucrarea. Am ajuns și la capătul lucrării noastre. Acum va trebui să închidem steluța. De unde știm în care parte vom închide lucrarea? Ne vom uita aici jos, vedem că ne lipsește un picioruș scurt. Toate celelalte părți sunt îmbrăcate în piciorușe scurte, aici nu. Deci, voi face două ochiuri de lanț, 1, 2. Voi întoarce lucrarea. Așa cum ați văzut că am făcut și voi coborâ în jos, deci două piciorușe scurte, închid cu fir alunecat, cobor în jos încet, nu sper să se vadă bine. Ultimele două piciorușe scurte, două ochiuri de lanț, scuzați, apoi voi face un picioruș scurt, după care mă voi deplasa în următorul spațiu, unde deja am lucrat primul punct puf, voi face un nou picioruș scurt și voi închide lucrarea. Voi tăia firul . Voi închide rândul, așa cum știți că se închide. După
după cum vedeți, am închis pe spatele lucrării. Voi ascunde acest capăt de fir în modul în care să fie cât mai plăcut vederii. Uitați-vă, astfel. Vom ascunde dedesubt. Dumneavoastră puteți să ascundeți cu acul, dacă nu reușiți cu croșetul. Și în felul acesta am realizat un lucru frumos. Îmi place foarte mult să fac astfel de lucrări, mai ales pentru Crăciun. Este o sărbătoare care mie îmi place în mod deosebit. Voi ascunde și firul de la începutul lucrării noastre. În modul în care să nu se vadă, vom găsi un loc ușor anume să ascundem. După care vom scurta aceste capete de fire și vom vedea exact apoi ceea ce am realizat. Voi întoarce lucrarea cu fața. Așa, aceasta este steluța ornament pentru ușă. Bineînțeles, vedeți diferența între lucrarea executată în firul de bumbac și lucrarea executată în firul Lisa Lurex. De aceea spuneam, chiar dacă sunt aceleași croșete, tipul de fir face diferența și lucrarea va avea, bineînțeles, mărimi diferite. Ceea ce am realizat acum are o înălțime de 25 de centimetri. Deci, din vârful acestei raze până în vârful razei de jos am 25 de centimetri de înălțime. Iar aceasta din bumbac, să vedem și aceasta, aceasta are doar 19. Cam atât am dorit să vă prezint astăzi. Nu uitați că YouTube-ul mi-a dat această șansă, această oportunitate de a avea butonul de mulțumire, de a deveni membri ai acestui canal. Cu această ocazie, persoanele care sunt membri și doresc să realizez ceva anume pentru dumnealor, vă rog să-mi lase în comentarii și apoi eu voi lucra. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat astăzi, vă rog să lăsați un like, un comentariu, eventual să distribuiți. Aceasta mă ajută foarte mult în creșterea comunității, mă ajută și îmi dă curaj să merg mai departe, pentru că știți cum eu întotdeauna mă trezesc la ore foarte mici și să pot realiza aceste tutoriale și mi-ar face mare plăcere dacă ați lăsa câteva cuvinte, ați lăsa un like. Voi încheia aici astăzi cu aceleași cuvinte din totdeauna. Vă mulțumesc pentru vizualizări, pentru comentarii. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă iubesc și vă salută Tatiana. La revedere!